Participarea la această ediție de Jocuri Olimpice pentru mine reprezintă oportunitatea de a-i face pe cei din spatele meu mândri de unde am reușit să ajung și totodată mă bucură faptul că pot să-mi reprezint țara. Cred că cea mai bună calitate a mea reprezintă răutatea, deoarece sunt foarte hotărât să fac ceea ce mi-am propus. Este munca mea în joc și a celor din spatele meu și vreau să dau tot ce pot și să iasă cât mai bine. Nu trebuie să te dai bătut, tot timpul vor fi suișuri și coborâșuri, dar trebuie să facem în așa fel încât să reușim să ajungem din nou la linia de plutire, indiferent de cât de greu ne este. De fiecare dată încerc să fac aceste emoții să mă ajute să reușesc să fac un concurs cât mai bun. Deoarece în ultima perioadă pun foarte mult accentul pe antrenamentele psihice, deoarece un psihic bun te ajută întotdeauna să reușești să obții un rezultat cât mai bun. Cucerirea unei medalii la Paris ar reprezenta un vis. Toată lumea se duce acolo cu gândul de a se întoarce cu o medalie la gât. Dar ceea ce mi-am propus de data aceasta este să iau lucrurile pas cu pas. Vreau să mă văd acolo, vreau să trec de calificări, pentru că aceste calificări sunt cele mai grele. Vor fi 3 aruncări și trebuie să-mi asigur prezența în finală. Iar apoi, în finală, orice lucru este posibil. De la o medalie până la un loc cât mai în față.